Clipe de groază pentru o fetiță de doar 6 ani care a fost stropită accidental cu apă fierbinte dintr-un calorifer. Micuța se afla în incinta unei grădinițe din municipiul Deva. Ieri, la un moment dat, din cauza unei defecțiuni la robinetul unui calorifer din sala de clasă, un jet de apă fierbinte a țâșnit pe copilă. Aceasta a fost transportată la spital. Poliția municipiului Deva a fost sesizată prin intermediul Serviciului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 cu privire la faptul că în incinta unei grădinițe din municipiul Deva, o minoră în vârstă de 6 ani a fost stropită accidental cu apă fierbinte la nivelul feței de la caloriferul clasei. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că minora în vârstă de 6 ani, în timp ce se afla în sala de clasă a unei unități de învățământ preșcolar din municipiul Deva, la un moment dat, din cauza unei defecțiuni la robinetul unei calorifere utilizat pentru încălzirea sălii de clasă, a fost stropită cu apă fierbinte în zona feței, fiind rănită ușor. Minora a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.